te distrează chiar aici. Hey, this is Justin Bieber. Hi, I'm Adele. This is Ross Stewart. Hey, this is Lady Gaga. La Europa FM. Este marți, am ajuns pe drumul prioritatea la ora 17:15. Asta înseamnă că Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă la partenerii noștri de la Napoca Rally Academy, este cu noi prin Skype de această dată. Bine ai revenit, Bogdan, pe frecvențele Europa FM. Salutare tuturor, Radu, mă bucur să ne reauzim și să ne și revedem. Trebuie să vorbim din nou despre un accident rutier. De această dată s-a întâmplat în Sebeș și din nou este de vină combinația aceea de multe ori fatală. Tinerețe, lipsă de experiență, viteză mult prea mare pentru un drum public. De această dată totul s-a sfârșit, cum spuneam, într-un sens giratoriu în care tânărul aflat la volan avea 21 de ani, a intrat cu viteză, mașina s-a răsturnat, șoferul din păcate și-a pierdut viața. Începem anul din nou cu astfel de accidente. Mi-aduc aminte că la finalul anului 2022 iarăși tineri au fost implicați într-un accident foarte grav. Atunci mașina s-a înfipt într-un tir parcat pe partea dreaptă a drumului. Eu nu mai știu ce să te întreb, Bogdan. Ce e de făcut ca să scăpăm de teribilismul ăsta al tinereții și nu numai al tinereții, al lipsei de experiență, nu știu. Din păcate, știm că România este o sursă, mai spus asta, de astfel de momente. Mi-e greu să vorbesc despre accidentul respectiv pentru că numai bunul Dumnezeu știe ce a fost, ce s-a întâmplat acolo și nici nu vreau să mă pun în pielea familiei respectivului tânăr, ca și în pielea multor familii de acest gen care au trăit astfel de drame în România, pentru că realmente durerea cred că este infinită. Nu știu ce s-a întâmplat la Sebeș, viteza a fost foarte mare, sunt tot felul de speculații, că a avut o problemă medicală, că a fost o tentativă de suicid. Nu vreau să facem astea speculații noi neapărat la radio, pentru că nu suntem în măsură, nu avem informații necesare, dar cert este că viteza a fost extrem de mare, reacția a fost minimă. Singura parte pozitivă în această tragedie este că nu au mai fost implicate și alte victime, pentru că ușor putea să fie și alte mașini implicate în trafic în acel moment, respectivul sens giratoriu. Pot să încerc să privesc din perspectiva celor aflați în trafic care se întâlnesc cu astfel de situație și aș vrea să punctez câteva idei care ar trebui să le înțelegem foarte clar. În primul rând, când vorbim despre tinerii respectivi la care ne-am mai făcut referire, care mânați de teribilism, de o inconștiență, poate specifică vârstei, nu înțeleg riscul la care se expun și ne expun pe noi toți în trafic. Asta cumva trebuie gestionată, în primul rând, la nivel de familie. Până să ajungă la vârsta de dobândirii permisului de conducere, este foarte important felul în care ne educăm copiii în familie. Este foarte important să înțelegem care este rostul mersului cu mașina și care sunt riscurile. Pentru că mersul cu mașina are partea pozitivă, evident, ne acopere nevoie de plasare, de pe de altă parte vine la pachet cu toate aceste riscuri numite accidente rutiere. Și atunci noi, ca familie, trebuie să facem mult mai mult, lăsând la parte ce poate să facă instructorul de școală șofer, după care mai departe cât este omul respectiv un șofer de disciplinat, de conștient, de riscuri și așa mai departe, toate aceste lucruri generează în trafic o anumită atitudine, iar această atitudine trebuie construită de când suntem copii. Iar din acest punct de vedere, România are sincope și lacune foarte mari, pentru că nu facem nimic, noi toți. Așa trebuie să ne educăm copiii, să avem grijă, să vedem ce se întâmplă în școli, din perspectiva educației rutiere și așa mai departe. Când vorbim din perspectiva sau din partea participanților la trafic, șoferii în general, trebuie să înțelegem că momente ca cele pe care le-am văzut în centrul ASB și pe care le întâlnim destul de des în traficul din România, se pot întâmpla oricând și oricui. Așa, fără a fi... Am trecut de Blue Monday, ieri a fost Blue Monday, partea sau ziua cea mai tristă, depresivă a anului, conform specialiștilor, chit că eu am avut o zi foarte bună ieri, așa, sper să întrim balanța în partea cealaltă. Nu vrem să fim neapărat în zona negativului sau a celor care au o doză mică de optimist, ca să nu zic că sunt niște pesimiști, dar trebuie să înțelegem că în traficul rutier pot să apară astfel de momente neprevăzute, momente care pot fi foarte greu anticipate. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți, să fim conștienți că astfel de momente apar și să fim atenți la traficul din jurul nostru, chiar dacă am fi tentați
să facem altceva, să ne uităm pe telefon sau să fim cu gândurile noastre. Nu putem neglija ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că o doză normală de atenție ar putea să ne salveze în aceste momente viața. O manevră de evitare, o frânată, o eschivă care să ne îndepărteze ușor din calea pericolului care vine din jurul nostru. Sunt astfel de momente, le vedem și noi în trafic și ar trebui cumva să le gestionăm ca participanți la trafic. Dar asta presupune să fim atenți. Atenția și anticiparea, nu am mai spus acest lucru, sunt două cuvinte cheie când ești la volan. Merg mână în mână, sunt complementare. Nu e suficient doar să fii atent, trebuie să și anticipezi și nu e suficient să anticipezi dacă tu nu ești atent la ce se întâmplă sau nu poți să anticipezi dacă tu nu ești atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Chiar dacă sunt și momente când realmente nu mai poți să faci nimic, dar ele, statistic vorbind, sunt într-un număr foarte redus. Sunt foarte multe momente în care cu un pic de atenție, cu un pic de discernământ și un pic de abilitate poți să mai salvezi sau să reduci din urmările unui astfel de accident rutier. Asta și cu, depinde foarte mult și de viteza cu care rulezi, pentru că și atenția asta poate fi ajutată de o viteză ceva mai mică, ceva mai apropiată exact. De realitatea traficului. Exact, care... Radu, și acum venim cumva la ultima parte, ceea ce vreau să punctez astăzi. Ne-am mai discutat acest lucru din perspectiva măsurilor care se vor lua în viitor apropiat, pe termen scurt și mediu în Europa. Una dintre măsurile care vor fi este aplicarea regulilor de circulație, adică urmărirea respectării regulilor de circulație tot ce face în trafic. Iar viteza este poate principala regulă de circulație pe care o regăsim la capitolul încălcări ale codului rutier și în România, dar și afară, dar cu atât mai mult în România. Deci viteza de circulație este definitorie în astfel de momente, pentru că o viteză redusă îți permite să reușești să anticipi, să eviți astfel de momente. Ăsta este un prim punct și un al doilea punct pe care se vor axa măsurile pe care vor fi luate de autoritățile la nivel european pentru reducerea accidentelor rutiere grave, cu urmări fatale sau cu răniri grave, este felul în care va fi gestionată infrastructura. Și vedem în ultimele câteva zile, săptămână, două, în România au avut câteva accidente cu oameni care au pierdut mașina sub control, au intrat în parapet și parapetul, în loc să se ajute, mai mult i-a încurcat, i-a rănit, pentru că le-a străpuns mașina și au fost răniți, nu știu, mai mulți participanți, ocupanți unor mașini, de către parapetul care a intrat prin mașină. Ori așa ceva este inacceptabil. Dacă parapetul ăla, așa cum și capul de pod, ar trebui să ne ajute să nu se întâmple nimic grav. Ori în România sunt așa construite încât, în loc să ne ajute, mai mult ne încurcă. Ori din perspectiva asta, autoritățile cu siguranță că pot să facă mai multe. Dar până să așteptăm să facă autoritățile ceva, trebuie să... Hai să nu ajungem noi în acel parapet, exact. Să avem noi grijă să mergem pe drum, nu... Exact, adică nu trebuie să... În traficul ăsta pe care îl regăsim la nivel mondial, nu trebuie să așteptăm ca cei din jurul nostru să facă tot ce trebuie să facă ca noi să avem un trafic în siguranță. Primii care trebuie să-și aducă aportul suntem noi. Că suntem șoferi, că suntem pasageri, că suntem pieton, trebuie să avem grijă și să fim conștienți că acest trafic livrează momente tragice. Mai ales că la noi se întâmplă lucruri după ce se întâmplă o tragedie. Atunci se schimbă unele lucruri. Asta în cel mai bun caz. Sesizăm. Exact. Atunci ne mai sesizăm. Trei zile, nu știu, erupe social media, facem tot felul de petiții, dar în esență nu schimbăm nimic fiecare dintre noi la comportamentul pe care avem în trafic și asta trebuie să ne dăm de gândit, pentru că aici putem ușor să schimbăm ceva care ar aduce clar plus valoare în traficul din România. Respectând regulile de circulație, viteza de plasare, să fim atenți, să anticipăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, poate că statisticile la care noi ne referim vor fi ușor mai bune. Mai avem mult de lucru, dar este un prim pas și asta este direcția pe care se va merge în lumea civilizată din Europa, la care noi ne place să ne raportăm și România va trebui să meargă în aceeași direcție și sperăm cum o face fiecare dintre noi, pentru că este soluția pe care avem la îndemână. Bogdan Marișca, mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Respectați și regulile de înălțime, pentru că uite ce se întâmplă în pasajul de la Unirii din București, dar poate despre subiectul ăsta vom discuta data viitoare. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare pe Drum cu Prioritate la sfaturile drumul. Mulțumesc și eu, seară bună tuturor și să circulăm cu grijă, inclusiv în pasajul Unirii, evident. Beside me.